26 octombrie, o vineră neagră pentru medicina românească. Cunoscutul medic ieșan Marin Burla a trecut în lumea drepților după o luptă grea cu o boală necruțătoare. Născut într-o familie cu 4 copii în județul Ilfov, comuna Vidra, cu un unchi chirurg, profesorul Burla a fost un dedicat meseriei sale. A terminat liceul Mihai Eminescu din Iași, a devenit medic după ce a învățat în anfiteatrele Universității de Medicină din Iași, promoția 1963, iar cariera profesională este presărată cu sute de titluri științifice și cărți de specialitate. Rolul principal însă a fost cel de a salva viețile a sute de mii de copii, fiind cel mai renumit pediatru. În momentele care urmează, Polonia TV vă prezintă un interviu realizat de colega noastră, Raluca Daria Diaconiuc, cu profesorul Marin Burla pentru canalul Look Medica TV. Interviu luat cu puțin timp înainte ca cel supranumit medicul îngerilor să ne părăsească. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Parțial decizia mea aparține mie. Parțial am fost îndrumat de o mătușă de mea care spunea că am avut în familia ei cam toate specialitățile medicale. Mai pediatrie, nu. Pe de altă parte, în copilărie, eu am fost consultat de un pediatru, se numea Gutman, un bărbat înalt, cu ochelari, care pe mine m-a fascinat prin seriozitatea, sobrietatea și, în același timp, afectivitatea lui special. Și le-am văzut ca însușiri necesare unui pediatru și cu subiectivismele de rigoare m-am gândit că aș putea să am aceste calități. Sigur că eu provin din sudul țării. Am venit, dacă vreți, poate datorită hazardului. Nu aveam școli bune în zona și am avut șansa să fac un liceu mare din Iași, Mihai Eminescu, fostul Oltea Doamna, datorită ajutorului unui frate al tatălui meu. Asta la internat, în condiții semicazone, disciplină de fier, cu matriculă pe mână, cu schimbă pampuci, pantofi, la intrat în liceu. Deci o disciplină puțin exagerată, dacă dăm filmul înapoi, dar care, cred că pe undeva, ne-a creat anumite reflexe. Sigur că medicina m-a avut un cap din copilărie și unul din modele a fost unchiul meu, al doilea a fost Gutman, de care am vorbit. Motiv pentru care am dat admitere la medicină. Începuse deja moda cu pregătirile, cu cadre didactice, pentru că erau 7 bun loc. Tatăl meu mi-a zis, dacă nu intri din prima, înseamnă că nu ești meritos și ocupi locul altui tânăr. Așa că revii în comuna natală și faci școală de tractoriști, deci mecanizator. Nu-mi displace nici asta, pentru că mie și acum mi-ar fi plăcut șoferia. Iubesc mașinile, mașinile cu motoare puternice și cred că m-aș fi adaptat și rămân în continuare susținătorul ideii că orice muncă are în ea ceva frumos și chiar nobil. Am terminat facultatea în 1973. Am făcut 3 ani stagiu la țară, care eu zic că mi-a fost foarte util. Și acolo am luat decizii eu. Am asistat peste 50 de nașteri pe care naturală. Am luat hotărâri esențiale față de bolnavi. Asta mi-a creat reflexe, mi-a dat curaj și m-a maturizat. În 1976 m-am întors în Iași, în pediatria ieșană, care pentru mine este un templu. Este un loc
Spitalul era nou dat în funcție, Spitalul de Copii Sfânta Maria, și am cunoscut evoluția lui, a spitalului, pe toată perioada cât am lucrat aici. În același timp, am cunoscut de-a lungul timpului medici eminenți, pediatri, extraordinari de valoroși. Am avut șansa să lucrez cu fiecare în parte. Îmi aduc aminte cu drag de regretatul profesor Burdea, care mi-a fost maestru. Regretatul profesor Ioan Tansanu, care m-a învățat practică. Pediatric era un practician perfect. De un doctor Leu, Eugen, care a fost prizonier în Rusia, în URSS 7 ani, din cauza că n-a vrut să întoarcă armele. Totdeauna a fost de părere și să-și acceptă mondial și prin procesul de la Bologna, că medicina e profesie vocațională. De asta și rămas cu studii pe termen lung, adică 6 ani, ca arhitectura și ca Universitatea de Artă. Pentru că în medicină și în artă, dacă nu ai un maestru care să stea de-a gata ceea ce tu nu poți acumula, că viața e scurtă și citești foarte mult, ești conștiincios, nu ai valoare, ești mediocru. Deci fără